S-au aflat meciurile de la Fed Cup, surpriz mare la simplu. Halep deschide balul împotriva Elveiei. Capitanul nejuctor Florin Segrceanu a nominalizat-o pe Irina Begum, locul 38, pentru meciurile de simplu ale întâlnirii România-Elveția, contând pentru barajul de promovare / menținere în grupa mondială a Cupei Federației. De subliniere I Sorana Cârstea, locul 34 VTA, este numărul 2 român, conform clasamentului VTA. Conform deciziei lui Segrceanu, Simona Halep ar urma să joace sublinierei la dublu, însă perechile pot fi schimbate până la ora meciului de duminică. Simona Halep, locul 1 VTA, sublinierei Victorija Golubic, locul 115 VTA, se vor întâlni, sâmbătă, de la ora 1300, în sala polivalent din Cluj-Napoca, în primul meci al întâlnirii România-Elveția. Acest partid va fi urmat de meciul dintre Irina Begum, locul 38 VTA, sublinierei Timea Baksinski, locul 46 VTA, anunț.ro. Duminică, partidele se vor desfășura ora după următorul program, începând cu ora 1200. Simona Halep, Timea Baksinski. Irina Begum, Victorija Golubic. Irina Begum / Simona Halep, Fatih Schneider / Hilton Hman. Echipa care sublinieră pig această întâlnire va juca din sezonul viitor în prima grup mondială a Fed Cup BNP Paribas.